Să vedem care sunt dedesubturile acestei afaceri. Deci, știu foarte bine, domnule Gali, că lauda de sine nu miroase, dacă îmi permiteți un spirit de ironie, a bine. Directore, începem. Auză. Domnule Cali, iată rezultatele muncii noastre din ultimele două luni de zile. Această coloană mare din partea aceasta, această coloană portocalie, este președintele actual al României, domnul Traian Băsescu. Următoarea coloană, roșie sau, mă rog, ciclam, este fostul președinte Ion Iliescu, care, deși nu mai poate candida, iată, se află în continuare pe locul al doilea. Următoarea coloană, aceasta verde, se află aici domnul Vadim Tudor, iată, pe locul 3. Domnul Becali... Domnul Becali e prezent și asistent. Stat avocat cu delegația la dosar. Am glumit, continuă. Domnul Becali, este această mică, mică coloană albastră. Directore, cum stau în sondaje? Stați prost. Prost ești tu, băi, eu stau bine, pipera. M-ai înțeles? Domnule Becali, vă rog din suflet. Vă rog din suflet să nu mă jigniți și să nu mă tratați ca pe o... Eu am făcut studiile la Paris, dumneavoastră. Eu ce? Orice. Aha. Bun. Din acest moment, directorașule, vreau să vă anunț zilnic, oră de oră, ceas de ceas, minut de minut, să-mi spui în sondaje care este realitatea, mai înțeles? Sigur. Domnule Becali, vă rog foarte frumos, fără numele televiziunii. Da, am înțeles, fără numele televiziunii. Mai înțeles, vreau să știu zilnic care e pulsul național. Sigur, domnul... Național? Eu știu că vă e dor, dar vă rog! Băi, mioară, nu mi-e dor de nicio TV de asta, mai înțeles? E... Vedeți? O TV! Băi, directore, ce-ți spun ție antenele? Vă rog foarte mult fără antene! Bă, spune-mi odată, dă-mi prima! Da. Bă, oamenii sunt contra sau pro-Becali? Domnul... Terminați odată! Dacă din acest moment nu sunt primul în sondaje, băi, directore, te trimit acasă, mai înțeles? Te trimit ca Ceaușescu ăla la Canal D. Nu ne rămâne neagră, mai înțeles? Domnul asta Becali. O să fac. Mă jur! Mă jur pe sacrificiile pe care a făcut tăticul și a intrat în securitate, deși era intelectual, mă jur! Mă jur că veți fi pe această primă coloană aici unde se află domnul Băsescu. Bun. M-am liniștit. M-am liniștit pe dracu! M-ați enervat și mi s-a făcut foame. Ioară, pâine, avem pâine. Dă un bulgăr de ăla de brânză că mi s-a făcut foame. Hai, gata, bă, ești liber, du-te, gata. Ce dezonorant. Stop! Dame la musica, DJ! Căsuța noastră, cuibușor de nebunii. În cuibușorul lor de nebunii, bănică o așteaptă nerăbdător pe Andreea să se întoarcă de la televiziune. De unde vii? De unde vii? De unde vii? La ora asta, baby! De unde vii la ora asta, baby? A? Îți bag joc de mine, baby. Îți bag joc de mine, baby. Este ora 6 dimineața. La ora asta începe viața. Taci. Nu face tu musicalul cu mine, că fac eu cu tine un musical. Baby, e ora 6 dimineața. La ora 11 s-a terminat emisiunea. Unde ai fost până acum, ha? Am strâns fonduri pentru UNICEF. Da, strâns fonduri pentru UNICEF? Astea se strâng așa, noapte pentru copii, nu? Ștefane, uite ce e, dragă. Tu că m-ai luat pe mine, știai că s-o femeie ocupată. Da, asta știam, asta știam. Normal că asta știam, baby. Dar nu știam că o să-l iau și pe Lazarov la pachet. Asta nu știam. Te rog foarte frumos să nu-l vorbești de rău pe Lazarov. Că te fac sarmale! De ce aș intru atât cu Lazarov ăsta prea laber așa de fiecare dată când îmi trezi acasă? E ceva întreba... No. Să nu încă acum la telefon să sun pe Augusta! Ce face? Nimic. Andreea, noi nu mai facem nimic împreună, baby! Nici măcar... Ia spune, cum am ochii? Închiși. Și perspicace. Vreau schimb de mame! Schimb de roluri! Vreau să fiu o săptămână tu! Să văd de ce mi-ai tu la ora 6 dimineața! Vreau schimb de roluri, da! Foarte bine, păi atunci facem schimb de roluri! Ca să văd eu cu ce matracuci îți petrești tu timpul! A, da? Schimb de roluri!
Andreea, de unde vii la ora asta? De la emisiune, nu-i așa? Îți bagi joc de mine, emisiunea stă la ora 11, e 6 dimineața! Păi, acum începe viața, nu-i așa? Andreea, mi-e foame, te și pe omletă! Stimați spectatori, sunt Sorina Saraval Gelgău, spusă și Sara Banda și ne revedem la o nouă ediție a emisiunii concurs Nu știi, nu câștigi. În această seară avem trei concurenți senzaționali. La pupitrul Blăsiel Capaiu, domnul Corneliu Vadim Tudor din București. Pasiunile sale sunt câinii maidanezi, medicamentele și istoria. De profesie poet de curte, a constituit în anii 80 alături de Adrian Păunescu un nou curent literar, pupincurismul. Adoră culoarea roșie. Idolul său este Elena Ceaușescu. Bună seara, domnule Vadim. Bună seara, doamna Gelgău. Mă bucur că Oana Săvăranu v-a pus la dispoziție CV-ul meu. Din păcate ați omis să spuneți că am două diplome în istorie luate la Paris, două la Viena și vreo trei în Israel. Așa este și ne bucurăm pentru dumneavoastră, domnule Vadim. La pupitrul bleu jandarm, domnul Marco Bela. Afară cu ungurii din țară. Nesimțit este, nesimțit, Roma noi este. O zose, nu ce rușine obrazului că strac trei perechi, ba nu, patru perechi. Domnul Vadim, să-l pupă pe salvată? Nu, lasă că o să-i dau eu vreo două, chiar cinci perechi de palme. Vă rog să nu vă încăiera, să nu creăm aici o situație nasoală. Cum spune? Domnul Marco Bela este din Budapesta. Trăiască România mare, trăiască Basarabia. Pasiunile sale sunt gulașul și referendumurile. Culoarea preferată verde, idolul său Ladislau Beloni. Bună seara, domnule Marco Bela. Eu nu pot chiva, nu. La pupitrul blămarin, binecunoscuta doamnă Oana Zăvoran. Este din București, pasiunile sale sunt muzica, din păcate pentru noi, chirurgia și politica. Idolii săi sunt Corneliu Vadim Tudor aici de față și Pepe aici de spate. Bună seara, Oana! Bună seara și vă mulțumesc că am ocazia și prilejul ca pe această cale să zici și lui mama, salut mama! Bun! Iată domeniile din această seară. Filme românești, poezii pe temă dată, astronomie și capitale europene. Dar de ce filme române și nu filme ungurești? Ca să întrebe Bozgori, doamna Oana, alegeți un domeniu. Da, eu aleg filme românești. Bun, iată întrebarea. În partea a treia a seriei BD, BD la munte și la mare, personajele principale Gogu, Trandafir și Patraulea iau avionul pentru a ajunge într-un anume loc. Unde trebuia să ajungă? Ping! Gogu, Patraulea și Trandafir trebuia să ajungă Marlboro. Ce e aceea Marlboro? Capitala Australiei. Ping! Draga mea, Oana, o să-ți fac un catâr, să-ți odihnești mintea câteva secunde și o să răspund eu. Deci era în anul, citesc de memorie, 1973, dacă nu mă înșel, când aveam niște informații pe canalele mele de la niște generali, cărora nu pot să le dau numele, de la unitate 0215, fosta 12 sfert, cum că acești trei infractori de marcă, Trandafir, Gogu și Patraulea vizitau, domnule, mănăstirile, Sfintele Mănăstiri din Moldova, așa cum și eu mai fac din când în când, nu ca infractoarea de la Vinea Șandru, pe care colegii de liceu o agățau, dar nu pe stradă, ci dă cuier. Pingeșec! Ce e aceea, Pingeșec? Ești în Pingi Moghior. Păi ești în România, bă, tâmpitule, zi. Nesimțit, Roman! Oricum nu mai trebuia să spune nimic, căci domnul Vadim a dat răspunsul corect. Păi ce faceți, domnul Vadim? Vă dați cu mâna în păr după ce am pus eu atagel? O, scuză-mă. Păi sunt consilieră de imagine sau nu sunt? Ești, așa este. Luați-vă pastila, că e ora 8. E ora 8? Vai, ce am uitat să iau. După ce vă luați pastilusa, domnule Vadim, să alegeți un domeniu. Da, o să aleg poezii pe teme date. Bun. Fiecare dintre dumneavoastră va trebui să compune ad hoc o poezioară pe o anumită temă. Tema este Elena Ceaușescu. De neîncorect asta, Vadim este expert la asta. Aici are dreptate tâmpitul. Păi ce faceți, domnul Vadim? Îi dați dreptate lui Unguru? Oana, te rog, nu m-am mai incita, că și așa de-abia m-am calmat după ce am la pastila asta. O să-i dau înapoi vreo 3-4 perechi de palme. Bun, schimbăm tema. Tema este Traian Băsescu. Da. Ping. Spuneți? Titlul Găozarul. Când era mai tânăr și era pe vas,
marinarul Băse, sfările atras. Acum e președinte și să fie clar, eu, Vadim, consider că e un găvăzar. Pingeșic! Colondia la Cotrocenii Băse o dormise, dorme ca un marinar legna de vise. Micu Boc atârnă-n cui atâna de o creche, are în jurul gâtului o funghie veche. Bing! Eu nu știu să fac versul, dar știu să cânt. Hai, spune! Draga mea, Oana, din păcate, nu putem să-ți facem un asemenea catâr. Becali este mulțumit de rezultatele sondajelor comandate. În sfârșit, este pe locul întâi la prezidențiale. Iescu, după aia Băsescu și pe ultimul loc este Vadim, asta mică albastră. Păi bă, mioară, ăsta e sondaj adevărat, băi. Pe primul loc Becali, clar, m-ai înțeles? Pe primul loc Becali. Pe locul ăla, al doilea, Iliescu. Dar și-au luat țeapă aici, că Iliescu mai poate să candideze. Și pe locul trei, Băsescu. Știi bancul cu Băsescu? Nu. Băsescu pe toate. Cacalere ăsta. Domnule Becali, suntem pe primul loc. Am învins! Păi am învins! Și pentru că am învins, spune-mi și mie așa, domnule președinte, de câteva ori, ca să mă obișnuiesc. Domnule președinte, ia. Domnule președinte! Domnule președinte! Domnule președinte! Au invadat americanii! Ba nu! Rușii! Rușii, ne-au invadat rușii! Las că s-o ocupă Zbărădescu de ei! Mai zi, domnule președinte, domnule președinte! Cum e? Domnule președinte, rușii au întors armele! Ba nu! Americanii au întors armele și s-au combinat și cu rușii! Da, nu-i nimic! Ăștia nu mă culesc pe mine! O să fac eu cu americanii ăștia ce n-a făcut nimeni cu ei! O să mă duc peste ei acolo în California, în San Diego și cumpăr eu 300 de hectare, fac o intabulare, fac un cadastru și praf Thunder Pipera scrie pe ei. M-ai înțeles? N-au auzit de călugăreni. M-ai înțeles? Domnule președinte! Nimic, mioră, fii atent acum, fii atent. Ia peruca asta de aici, pune-o pe cap și zi-mi așa cum ar face udrea lui Băsescu. Să văd eu așa cam ce simte Băsescu ăla, pac, 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 când vorbește udrea aia cu el. Vreau să simt eu așa, cum zice. Ia. Băse, Gigi. Gigi, am 20 de bilețele în buzunarul stâng. Cum le trimit? Ai 20 de bilețele? Dacă-s la tribuna 0, mi le dai mie că le trimit eu. Zbărădescule! Zbărădescule! Eu-s președinte, tu ești șef la SBB, da? Cum mă așteaptă garda de onoare pe președintele României pe aeroportul Otopeni? Cam așa. Taram, ta-ta-ra-ra-ram, taram, 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 bună ziua, ostașii mei! Să trăiți, domn președinte! Asta-i pohta ce-am pohtit. Stimați Goza, stimați... La Cotroceni se anunță o nouă conferință de presă. Conferința de presă va începe. Domnule Udre, iritați-mă, dar dumneavoastră în ce calitate, că nu mai sunteți consilieră. Am de făcut dezvăluiri, domnule Cristofi. Dezvăluiri? Dezvăluirile pe care le puteți face dumneavoastră trebuie făcute după 12 noaptea, că nu se uită copiii. Spriț. Ia uzi, nemule! Băse, Cristoi a fost rău cu mine. Cristoi a fost rău cu ea? Da. Găozarule! Iar mă faceți găozar? Nu ea, din nou. Iertați-mă. Dumnealui este Gogu de la Fetești, domnule. Prietenul meu de viață. Gogule, ia fi atent. Pentru poporul român, te rog eu, hai. Dedicație specială de la domnul președinte pentru poporul român. Să trăiți bine! Hai, baga! Cine are fata mare? Cine are fata mare? Mare supărare are. Cine are să-i trăiască? Cine nu să nu-și dorească? Alo, alo! De ce ne-a chemat aici, domnul președinte? De ce v-am chemat? V-am chemat, în primul rând, domnule, ca să vă demonstrez că președintele vostru poate face un lucru pe care niciun alt șef de stat nu-l poate face, domnule. Ia, ia, fiți atenți. Ia uitați. Ia. Ia, Cristoile, poți să faci așa? Susuită! În al doilea rând, v-am chemat pentru a vă spune că am interceptat încă un bilețel al primului ministru. Udrea,
2 kg ceapă, 3 pâini... Ce-i de la piață, dragă? Răpirea din Irak, scenariu literar... Și Cristu aici, ne facem de râs. Asta este. Aveți grijă că e obscen. Măi, copile, cine ești tu? Ce vrei? Sunt de la revista Lumea Copiilor și am venit să vă întreb unde este flota. Găuzarule! Ce e aia, găuzar? Uite-te în stânga ta și să vezi ce e. Bagă mare! Găuzare, găuzare, cine are ecoată mare? Domnule președinte, ce-i cu bilețelul ăla? Ce scrie în scrisoare? Scrisoarea e pierdută, găuzarilor! Bagă mare! Scrisorica e pierdută, cine are poate mare? Te pupă, tata, să-i transmit salutări! Nu cocoși, domnule! Bobule, te iubesc, domnule, cu sănătate! Mâine vorbești în Parlament. Sper că nu te apuci să țipă acolo, să urli, să faci panorama, domnule. Ești tâmpit, pe cu asta mă ocup. Tot timpul am făcut circ căcălău. Că au făcut schimb de roluri, adică de emisiuni, Andreea repete intens rolul de Ștefan Bănică. Au, fiindcă așa vreau eu, 5, 4, 3, 2, toată lumea dansează, toată lumea se distrează, toată lumea dansează, au, fiindcă așa vreau eu. Bună seara, sala Palatului! Bună seara, dragii mei! Sunt Andreea Marin și iată-ne din nou. De 9 ani de zile, în fiecare sâmbătă seară sunt aici să fac surprize pentru voi. Nu mă mai suportați? Asta e! Invitata noastră din această seară este cu adevărat specială. Cine intră acum alături de noi în casele voastre? Nimeni alta decât Oana Zăvăranu. Cântăreața, actrița și politicianca Oana Zăvăranu. Bună seara, Oana! Bună seara, Andreea! Oana, toată lumea, toți cei de acasă, știu despre conflictul dintre tine și mama ta, nu-i așa? Sper că n-ai adus-o aici, că fac o criză! Niciun caz, Oana! Noi aici, la emisiunea noastră, vrem să aducem un strop de bucurie în sufletele oamenilor, pentru sufletele celor de acasă, nu-i așa? Dar de ce îți sugui buzele alea? E vreun apropo sau ce? Oana, în ce relație ești acum cu mama ta? Ce relație să fiu? Relații ca de la mama la fiică? Mă rog, domnul Vadim mi-a făcut un catâr și n-am păcat că a zis că nu-mi face bine la imaginea mea de politiciancă. Iată, stimați telespectatori, ce înseamnă un catâr împlinit, nu-i așa? Mama mea e mama mea. Cuvinte venite din suflet. Nu te emoționa încă, Oana, pentru că surpriza de-abia acum vine. Mama ta este aici, alături de noi. Mama Oanei! Oana! Mamă! Andreea! Mama Oanei! Fica mea! Hai, mamă, să te îmbrățișez! Băi, al drag cu rubâi și la Gigi ăsta. Ce are el cu mine? Mioara. Mioara săraca, ce mă mai apără. Sondaje de opinie. Alo? Adică îmi faci tu mie o aroganță mai înțeles. Adică cine e la telefon? E patronul tău? George Becali, hahalero, care ești tu, hahalero, mai înțeles? Adică cine e la telefon? Adică mi-a cumpărat
institut de sondaje ca să mă întreb tu, zdreanțul care-i zdreanță cine la telefon, patronul tău care te-a cumpărat, mai interes, ăla e. Păi fii atent, următorul sondaj de opinie, mai interes, pentru funcția de prim-ministru, pe primul loc vreau să fie Bănel Nicoliță. Adică care Bănel Nicoliță? Adică cel mai bun jucător de la mine, de la Steaua, mai interes, nu Elton, piticul ăla negru. Deci prim-ministru Bănel, mai interes, zdreanțul. Că m-am și enervat, că nu mai zdrențe! M-ai înțeles? Ce mai aveam pe ordinea de zi? Să-i măresc salariul lui Bănel, cum era să uit! Președintele Băsescu îl vizitează la spital pe prietenul său Stolojan. Stai așa, nu leșina de emoție, să trăiți bine. Dumneavoastră? Ai umor, domnule, Traian Băsescu, președintele României. Am venit să vizitez un prieten aici, în spital. Nu cred. Orele de vizită încheiate. Hai, domnule, nu se poate. Păi sunt președintele României, domnule. Și nu știi să citești? Ba, da. Citește. Păi a trecut un minut peste ora 17, domnule. Lasă-mă, domnule, să intru, că deja mă enervez, domnule. Deci orele de vizite încheiate. Păi și-o spun că te bani la pușcărie, bani norocitură, dacă nu mă lași să intru în spital. La pușcărie? Da. Acolo unde-i mâncare și somn gratis? Hai dreptate. Ia de aici. Ce-i asta? Îmi dai mie șpagă, bă, nesimțitule. Spuneai că te luși și cu corupția. Nu ți-e rușine, bă, nenorocitule, să-l faci pe președintele României nesimțit? Găuzarule, ce ești, că dacă eram cu SPP-ul, te făcea praf. E, uite că nu ești cu SPP-ul. Ce da, o să faci acum? Da. Ce-ai în sacoșe? Dă-le gurii pentru prietenul Stolojan. Aha, mâncarea de la spital nu-i bună. Da, recunosc că nu-i bună, da. Da? Ia să vedem ce-ai în sacoșe. Ce să am? Niște slăninuță cu slăninuță cu puțină ceapă. Slăninuță plină de colesterol în spital. De unde-i slănina? Se topește în gură, mi-a trimis-o Bog de la Cluj. Las-o aici, n-ai voie, ce mai ia e acolo? Ia mă la nesimțit, mi-am luat niște pâine ca să mănânce cu slăninuță. Pâine albă în spital, când toată lumea ține dietă. Aici e oameni bolnavi, domne, n-ai voie pâine albă, altceva. Mi-a spus nevastă, mă seau cu graham, am uitat niște chiftele. Chiftele? Chiftele în spital? Tocătură! N-au voie bolnavi așa ceva. Ce mai e acolo? Păi mai e, uite, mai e niște compot ăsta de vișine. Compot de vișine, euri, conservanți, n-ai voie așa ceva. E făcut de nevastă mea în casă, că o zavlă, nu mai nerva! Și ce te lauzi atât că ai făcut de nevastă ta? Ce mai ai în sacoșe? Nimic! Țigări n-ai adus? Cum să aduc țigări unui om bolnav în spital? Nu e sănătos, domnule! Asta eu hotăresc! Ia halea tu și stai 10 minute. Găozarule! Alo, alo, nu ți-ai sacoșea? Păi e goală, ce să fac cu ea? Poate are băiatul rufe murdare. Bă, ce găinare ăștia, bă! La stadion, Bănel e mare vedetă. Presa scrie că este favorit la funcția de prim-ministru. Dar ce să dai aici? Să dă autografe! Cine vrea autograf să stea la coadă, nu vă mai băgați în față, da? Deișule! A, uite, toată floarea cea vestită a venit la coadă și să le dea Bănel autografe, mai înțeles? Bănele, vreau să am și o discuție cu tine. Da, bre, dar bre că... Na, dădeam și eu niște autografe, na? Băi autografe, nu în loc da? Să te antrenezi. Păi... Băi, zdrențelor, ia plecați de pe stadionul meu. Zmărădescule, rupe rândurile. Stai! Ia de la mine ziarul ăla să vedem ce mai scrie presa, Bănele. Ce dă bine căci că prim-ministru, bre, nu știu. Prim-ministru, tu? Ia fii atent, Zbărădescule. Titlu. Pe prima pagină. Jucătorul Bănel Nicoliță, de la Steaua, plătit din banii lui Becali, mai înțeles, asta nu scrie, bre. Este nominalizat la funcția de prim-ministru României în urma unor sondaje. Tu prim-ministru, Bănele? Da, bre, dar ce bre, mă iubește lumea în asta, sătura de politice miciroși, bre, și-l vrea pe Bănel, mă da? Iubește, da? Te iubește lumea pe tine? Da. O fi de la autogolul la Curealul? Mă, n-am văzut așa ceva, dar uite, bre, și bata autogolul la odată! Nu vreau să-l uit, mai înțeles? Așa că marci la antrenament. O să cercetez, Bănele, să vedem care este mâna criminală care a scris acest articol de zvon, mai înțeles? Să nu dea sfântul... Să aflu că ești implicat în manțocăria asta, mai înțeles? Nu sunt, bre, cum să fiu eu. Nu ești, da? Nu. O să vedem, Bănele. Să mergem. Domnule,
prim-ministru Bănel Nicolița, vă rog frumos să-mi dați și mie un autograf, dacă se poate. Mioara! Mioaro! Da? Ce faci, Mioara, nu vii? Îmi dă-ți tehnici de cădere, mișcă-te mai repede. Dragii mei, iubiții mei, privitorii mei, astăzi o să fiu scurt. Am venit invitat de producătorii emisiunii Ghid Mondain ca să vă învăț pe voi cum să deveniți mari actori ca mine. În primul rând, dragii mei, trebuie să fiți frumoși și talentați până la 70 de ani. Dacă nu sunteți așa, există secția de teatrologie, unde puteți să vă înscrieți. O să rămâneți toată viața cu frustrarea că sunteți urâți și netalentați, dar o să vă puteți răzbuna pe ăștia ca mine, că odată pe an sunt premiile Uniter. Dacă totuși aveți talent și frumusețe ca mine, puteți să dați examen la teatru. Eu fac pregătire, 3 milioane pe 2 ore iau, este rezonabil. Am numărul de telefon 0724001. Intrați la teatru și imediat sunteți dați pe mâna unor preparatori care au ca experiență maxim 2 reclame. Nu-i nimic! Nu-i nimic, vremea trece repede și în anul 4 ajungeți la Cassandra. Iubiții mei, privitorii mei, ce amintiri mă leagă de locul ăla. Cum o să vă simțiți acolo, ca în sânul, ca în sânul lui Adam, dragii mei. Dar totul se spulberă în 2 luni, când pe voi o să scrie reclame, telenovele și animație stradală. Dragii mei, revenim în direct cu emisiunea noastră, cu partea a doua a emisiunii noastre. Vă reamintesc celor care nu v-ați uitat până în acest moment, invitata noastră specială din această seară, nu-i așa? Este nimeni alta decât Oana Zăvoranu, care cu puțin timp în urmă, aici, la emisiunea noastră, s-a împăcat în direct cu mama sa, cu doamna Zăvoranu. Este adevărat că v-ați împăcat? Da. Am să vă fac acum o surpriză. Am să citesc niște declarații pe care le-ați dat în urmă cu câteva luni de zile pentru ca împăcarea să fie totală, nu-i așa? Iată o declarație a Oanei. Mama mea este o femeie imorală și lipsită de scrupule, nu-i așa? Ce? Oana, e adevărat? Da. Regreți? Da. Te căiești? Da. Foarte bine. Iată acum și o declarație a doamnei Zăvoranu. Nu e nevoie, doamnă. Fata mea nu este prea sănătoasă la cap. Dovadă că s-a măritat cu ratatul ăla de Pepe, nu-i așa? Ce mai zis, mamă? Cum ai zis, m-ai făcut nebună? Păi nu m-ai făcut imorală? Păi da, mamă, dar sunt Oana Zăvoranu, actriță, cântăreață și politiciancă. Păi și sunt mama Oana Zăvoranu, actriță, cântăreață și politiciancă. Păi zi, mamă, că-ți pare rău. Da. Îți pare rău. Păi ce faci, mamă, te c***ești? Muști în tine, mamă, aoleo! Păi muști în tine, mamă, dacă nu regreți. Că te invit aici, eu. Aceasta a fost emisiunea noastră din această seară. Revenim săptămâna viitoare tot cu mine, nu-i așa? Salut, băieți! Salut, fane! Cât e scorul? 1-0. 1-0? Uite, fane, s-a luat o bere. Mersi. Uite-mă ce le fac ăștia. Noroc că e Lobonț în poartă. Dacă făcea Rednic figura clasică de joc 4-4-2 ca maestru Ferguson de la Manchester, poate mai aveam șanse. Domnul Ștefan, va căuta Mihaela Rădulescu. Era frică că sunteți iarăși pe aici cu Andreea. Michela? Da? Și ce ai zis? Că sunteți acasă. Că sunt acasă? Păi acasă trebuie să și fiu. Mi-e dor de... Nu e asta.
am plecat supărat de la servici. Bună seara din nou, stimați telespectatori, sunt Sorina Saravalgiolgău și ne întoarcem cu emisiunea noastră concurs Nu știi, nu câștigi, cu un alt domeniu. Și am să rog pe domnul Marco Bela să aleagă acest domeniu. Nu e nevoie de pinghe și astronomie. Ba, întrebarea este, de ce soarele luminează numai ziua? Acum e nevoie, pinghe și soarele luminează numai ziua pentru că dacă ar lumina noaptea, ar fi prea întuneric ca să se vadă pe cer și atunci ar lumina ca prostul. Ping! Doamna Oana? Soarele luminează și noaptea, numai că luna la acoperă și de-aia nu se vede. Ping, draga mea, Oana, nu este așa. În primul rând că luna nu poate să acopere soarele pentru că este prea mică și în al doilea rând soarele nu poate străluci noaptea pentru că ar fi noapte polară și ar dura 6 luni de zile. Deci e o întrebare capcană, după părerea mea. Domnul Vadim a dat răspunsul corect, era într-adevăr o întrebare capcană. Și ultimul domeniu pe care îl aleg eu, capitale europene. Întrebarea este, care este capitala Ungariei? Stai puțin, bă, nerușinată. De ce ridici la fileu asemenea întrebări și răspunsuri acestui chelios Bosgor? Nu ți-e puțin rușine obrazului? Ești plătită cumva de criptocomunistul Voiculescu, care este amantul secret al Monicăi Macovei, cu care are un copil din flori? Nu se poate așa ceva în persoana domnului Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților și care este bun prieten cu Gigi Becali, care vindea bilete în fața la Patria. Stați un pic, acela era Giovanni Becali, domnule... Mă rog, tot aia e. Deci, domnule Marco Bela, răspunsul final... Pingeșic, capitala Ungariei este... Dacă cumva pronunți cuvântul Budapesta, își jur pe poza pe care o am cu papa de la Roma, își jur pe tot ce am mai sfânt, Doamne, iartă-mă, că te duc pe un stadion și te împușc, te sacrific. Nasol! Domnule Marco Bela, răspuns final, capitala Ungariei este? Cluj-Napoca. Nu e adevărat, e Budapesta. O să sip! Păi mă nenorocită, mă! Nu ți-e puțin rușine obrazului să nu tu, Oana, draga mea, cum să tu ai o căsătorie onorabilă cu domnul Pepe, ați avut și cu unie religioasă? Mă refer la această transexuală care, de fapt, mi-amintește de, și este, de fapt, transexualul Vasile Săndoi, pe care l-am văzut la o altă televiziune cu un rating mult mai slab decât la această televiziune și care sub acea perucă se ascunde de fiecare dată. Am informații pe canalele mele de la niște generali cărora nu pot să le dau numele că acest transexual Vasile Săndoi are un copil din flor cu Adrian Năstase, care este foarte bun prieten cu infractorul Cosmin Gușă, care este foarte bun prieten cu infractoarea Lavinia Șandru, care deja a depus o declarație pe proprie răspundere în ceea ce privește cei 3 copii din flori din PSD, Mircea Joană, Adrian Năstase și Marian Vanghelie. În dormitorul prezidențial, nimeni și nimic nu îndrăznește să disturbe sfărăitul zgomotos al președintelui. Sau poate că ne înșelăm. Uitați-l cum doarme și o țara arde. Trezește-te, Traiane! Alo! Bă, Sescule! Cine e, domnule? Băsescule, eu sunt! Cine? Tu? Care tu? Eu sunt eu! Ăsta-i tâmpit la cap, trebuie să-i trag 2, 3, chiar 4 perechi de palme să se dezmeticească. Vadime, nu ești sănătos la cap, domnule! Ți-ai revenit? Intri în dormitorul prezidențial și le iei pe președintele României la palme, mă, tâmpitule! Nu mai răgni așa, idiotule, că sunt foarte obosit. Oh. Am avut și conferință de presă și un discurs în plenul Senatului. Am avut și o întâlnire cu Marco Bello. Știi ce vrea tâmpitul ăsta? Vrea autonomie, domnule. Să vezi ce autonomie îi dau eu peste chelia aia. Ce rugăminte am la tine, Traiane. Sunt foarte obosit. Și eu. Dacă nu te superi, în seara asta te-aș ruga să mă primești să dorm la tine. Cum să dormi aici cu mine în pat, domnule? Nu e sănătos la cap?
dacă erai Adrian Năstase, nu mă riscam, așa? Ai un mol, Vadime! Bine, dar fii atent că mâine vorbești și în Parlament. Sper că nu te apuci să țipi acolo, să urli, să faci panorama, domnule! Ești tâmpit, pe cu asta mă ocup. Tot timpul am făcut circ căcălău. Știi ce vreau să te întreb? Dacă ai văzut filmul ăla, În pat cu dușmanul. L-am văzut cu nevastă. Era la 1997, dacă nu mă înșel, când producătorii au decis să filmeze acest scenariu. Un film foarte interesant. Da, să fac și eu rugăciunea înainte să mă culc, dacă nu te supăr. Mi-am făcut-o mai devreme eu. Doamne, Dumnezeule, ajută-mă să câștig și eu alegerile din 2009. Mai sunt 2 ani, 148 de zile, 6 ore, 41 de minute și 20 de secunde, dacă nu mă înșeală pe mine, ceasul. Îi jur că dacă nu câștig alegerile, o să trec la catolicism. Doamne, eu sunt René, l-am vorbit mai devreme. Doamne, te rog să faci bine să-l crezi pe ăsta, că a trecut de la comuniști la capitaliști într-o secundă, deci vorbește serios. Să rămână, ne vedem mâine seara. Hai să ne culcăm. Hai să ne culcăm, noapte bună. Vezi că eu sforui. Nu-i nimic, că eu nu te aud, că și eu vorbesc în somn. Noapte bună, Vadim. Oana, Oana, adu o liță aia odată. Oana, adu o liță. Tâmpitul ăsta de Marco Bela. Aveam o cățelușă Bela, Bela, Cuțu, Cuțu, care mânca de-n palmă. Ce zic eu, palmă? 2, 3... Păi, Roșii, ce mai faci, mă? Ce mai fac eu, nu? Da. Stai, bre, că mă antrenez. La ce te antrenez, bre? La ce mă antrenez? Da. La box. Ți-l prezint pe antrenorul meu de box, Zmărândescu. Michela. Michela. Mi-e dor de ochii tăi. Ștefane, asta mi-ai cântat-o și acum 3 zile. Mai schimbă placa, dragule. Acum 3 zile? Ce, Ștefane, ai uitat că ai venit la mine la cafea după ce a plecat Marin de acasă? Michela, acum 3 zile? Da, Ștefane. A, mi-amintesc. Aveai o roche exact ca bluza asta. Nu, Ștefane, roche care seamănă cu bluza asta am purtat-o acum 1 săptămână, când am fost la restaurant și am luat cina. Am mâncat mici. Ai uitat? Mici, Michela? Ție îți plac micii? Ai uitat, Ștefane? Am uitat, Michela. Spune-mi sincer. Nu mă iubești? Întotdeauna, Ștefane. Ștefane? Ce faci aici cu patracul ca auzi? Dacă ați vrut schimb de roluri... Păi băi, nenorocitule, care ești tu nenorocit, m-ai înțeles? Adică cine la, adică mă întreabă el pe mine, cine la telefon? E George Becari, hahalero, care ești tu, hahalera, m-ai înțeles? Directorul tău, băi, fii atent aici. De ce mi-a luat tu institutul ăsta odată și acasă? Stai degeaba. Păi fii atent ce vreau. Bănel Nicoliță, jucătorul meu, mai... Da, ăla cu autogolul. Taci de gură! Vreau să fie pe primul loc la sondaje la președinție, m-ai înțeles? Pe primul loc. Și Vasilică Cristocea, mai... Da, la Ratangiu. Vasilică Cristocea să fie pe primul loc, mai înțeles? La prim-ministru. Asta-i pohta care am pohtit-o eu. Deci Bănel Nicoliță președinte și ăsta la Vasilică Cristocea prim-ministru, mai înțeles? Lasă-mă. Fii atent. Păi băi nenorocitul care ei spune. Eu înțeleg orice, dar ceea ce nu înțeleg, Smărândescule, e cum se antrenează Bănel cu Cristocea. Necici, am șor că sufăr cu inima, lasă-mă să-ți explic. Ce să-mi explici tu mie, Bănele? Păi tu ești dita mai președintele țării. Ce să-mi explici tu mie, George Becali? Tu, pac, pac, ce să-mi explici? Bre, deci am vrut să facem o glumă, bre, că ne plictisim în cantonamente, la antrenamente, să fac și o glumă, să mai râde, să ne mai veselim. Vă plictisiți în cantonamente? Păi normal că n-aveți chef de muncă voi în cantonamente, că tu ești dita mai președintele țării, tu ai chef de curvă săraie,
Tu te duci la gol din șpriț? Că așa fac președinții jucători, nu? Mai glumi cu mine, te rog în suflet, nu mai glumi așa că mă doare inima! Crezi că glumesc eu cu tine? Mi-aș permite eu, Gigi Becali, să glumesc eu cu tine? Bănel întâiul, președintele României, m-ai înțeles? Eu pot să vin la tine să te rog și să mă rog la Dumnezeu să nu mă refuzi. Asta bre, cum să te refuz eu pe mata, ce dracu, bre? Băi, Bănele, ia întreabă-mă ce mai fac. Cum adică, bre? Întreabă și tu, băi, de-a Gigi. Adică, vezi, Doamne, ce mai faci de-a Gigi? Dar, bre, că nu-mi permit așa ceva, bre. Bă, întreabă-mă că ne spun. Păi, de-a Gigi, ce mai faci, mă? Ce mai fac eu, nu? Da. Stai, bre, că mă antrenez. La ce te antrenez, bre? La ce mă antrenez? Da. La box. Ți-l prezint pe antrenorul meu de box, Zmărândescu. Ce credeți că veți fi voi doi în combinația asta de antrenament? Noi doi în combinația asta suntem... Saci de box! Adevăr grăit ai! Zmărândescule, dă-i drumul la antrenament! Președinte de țară! Asta-ți dorești! Dă-le! Marci! Îți bagi joc de mine? Este ora 11 și jumătate. Îți bagi joc de mine? Emisiunea se termină la ora 11, e ora 6 dimineața! Ce? A, cum începe viața! Tema este Elena Ceaușescu. Da, nu-i corect! Știe cineva că sub această perucă ingenuă se ascunde? Nu știu dacă ai văzut filmul În pat cu dușmanul. În pat cu dinică, nu? Nu, e cu Julia Roberts. Nu, e cu dinică, Julia Roberts și Titieni.